În Psalmul 68, versetul 19, este scris: Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Și textul continuă cu cuvintele: Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Dacă în fiecare zi Dumnezeu îngrijește de noi și suntem atât de siguri cu viața în mâna Lui, scrie tot în același psalm, binecuvântați pe Domnul în adunări. Și parcă se aseamănă cu ceea ce avem noi aici, scrie în versetul 25, în frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente. Fie ca toți să poată să laude numele Domnului, că-și merită să fie înălțat. În cartea prorocului Isaia, capitolul 53, Domnul Iisus Hristos este descris într-un mod puțin atractiv privirilor. Versetul 2, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Dar în cartea psalmilor, psalmul 45, scrie tot despre Domnul, citesc de la versetul 2, Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Oare se contrazice Scriptura? Când pe de-o parte spune că e cel mai frumos, pe de altă parte spune că și chiar n-avea frumusețe. Vreau să răspundem unei întrebări. Ce admiri? Scriptura cu siguranță nu se contrazice, numai că depinde cine a făcut fotografia și din ce unghi a privit lucrurile. Privind la Domnul Iisus Hristos, în Isaia 53, apar câteva aspecte care stârneau disprețul celor ce vedeau. Recitesc versetul 2. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui, și dă o caracterizare generală, n-avea nimic care să ne placă. Deci dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost selectat într-un concurs de frumusețe, de model, picat din prima etapă, nu a avut trecere în generația sa, felul cum arăta din punct de vedere fizic. Dar disprețul nu s-a oprit la atât. Scrie în versetul următor că a fost disprețuit și părăsit de oameni. Așa de disprețuit că se întorceai fața de la el și nu l-am băgat în seamă. Cred că se are în vedere felul în care Domnul arăta atunci când a fost biciuit, arestat și în final răstignit, dar nu putem să nu luăm în calcul și ceilalți ani ai săi de slujire. Să știți că n-a fost apreciat din mai multe motive. De exemplu, vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 52, este o discuție între oamenii de frunte din vremea aceea și unul este jignit de ceilalți și se spune, și tu ești din Galileea, cu alte cuvinte, ce ții cu el? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Sunt multe alte cuvinte în Evanghelie, spuneau ei, unde a învățat, ești un copil născut din curvie, nu găseau ceva ce să-l aprecieze. Asta a fost realitatea foarte clară a vremii de atunci, care a culminat cu ceea ce scrie în continuare aici în Isaia 53, nu doar că n-a putut fi apreciat de ochii oamenilor. Dar vă rog să rețineți, spune Scriptura aici mai departe, că a fost și acuzat la modul general de mulțimi. Citesc de la versetul 4. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a dat asupra lui și noi am crezut, iată care a fost opinia de atunci, am crezut că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar era străpuns pentru fără de
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar, zice versetul 1, cine a crezut? Și s-a repetat asta în versetul 4, că pentru așa ceva îi se întâmplă. Este surprinzător să vedem când citim în Evanghelie cum mulțimea l-a acuzat și au strigat. Hai să luăm numai un pasaj. Matei, capitolul 27, spune Scriptura aici de la versetul 23, i-au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile și a zis, eu sunt nevinovat de sânge neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot orodul a răspuns, sânge lui se cade asupra noastră, asupra copiilor noștri. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut parte de o asemenea dezapreciere, de o asemenea acuzație, oare ce să spunem noi de noi? Se spune el, dacă așa s-a făcut copacul lui verde, la ce să ne mai așteptăm noi? Poate ce a fost mai greu pentru Domnul a fost și vânzarea la care s-a făcut părtaș Iuda. De ce nu și trădarea lui Petru? Tăgăduirea lui. Spune Scriptura, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 20 și 2. Era în curte Domnul Ioan și Petru. Petru se leapădă în mod repetat, se jură, se blestemă și scrie în versetul 61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Cel căruia îi spusese că trebuie să moară, cel care luase pe Domnul deoparte și îi spusese să te ferească Dumnezeu să nu ți se întâmple așa ceva. Adică nici ucenicii nu l-au înțeles și nu i-au fost alături, că a fost un alt cuvânt care trebuia să împlinească, bate voi păstorul și toți se vor risipi, lupi împotrivă, oile plecate, nimic de apreciat și ultima mirare, a murit. Ei, ce am vrut să spun cu asta? Revin cu întrebarea, ce admiri? De ce Domnul a fost tratat în felul acesta? Pentru că oamenii nu apreciază ceea ce apreciază Dumnezeu. Lumea este în întuneric și în întuneric lucrurile nu se văd așa cum trebuie. Este un cuvânt și nu se pare greu, aș vrea să fie un cuvânt de referință în această seară, Luca capitolul 16, versetul 15. Sunt cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos. Apoi le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Deci oamenii admiră ce se admiră între oameni, cota de piață. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Atenție! Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă pe Domnul Iisus l-ar fi apreciat oamenii care l-aveau în frunte pe Satan, care era un întuneric, nu l-ar mai fi putut aprecia Dumnezeu. Întrebarea este foarte aplicativă. Noi ce admirăm? Ce admiră lumea sau ce admiră Dumnezeu? Cine ar îndrăzni să spună că Domnul Iisus Hristos, în felul în care a fost proiectat de Dumnezeu fizic, în activitățile care le-a desfășurat, ar fi făcut vreo greșeală? Cine ar îndrăzni să spună că trebuia Dumnezeu să-l facă puțin mai înăltuț, puțin mai subțirel sau mai grăsuț, sau cu ochii mai așa, sau cu pomeții mai altfel, să vorbească altfel? El a fost desăvârșirea întruchipată. Și oamenii nu l-au apreciat nici în felul în care arăta, nici în felul în care vorbea, nici în ceea ce făcea și nici în gestul său mesianic ispășitor. Da, în vremea noastră, ce ziceți dumneavoastră, oamenii nu sunt tot așa. Apreciază ce n-are valoare și nu apreciază, nu admiră ceea ce are valoare.
Haideți să vedem cum gândim noi și care e regula cea bună. Îmi spunea un frate că a fost în vizită la Marea Roșie și s-a plimbat cu un submarin. Și când a văzut cum arată lumea acvatică pe care Dumnezeu a rânduit-o în ziua a cincea, când a văzut ce peisaj este pe fundul Mării Roșii și se schimbă așa la câțiva kilometri, alt peisaj, probabil după cum se apropie de ecuator, a zis, aici n-a pus omul mâna, aici e pictură de la creație. Și zicea el, măi, înseamnă că Dumnezeu apreciază frumosul. Pentru că, să știți în ceea ce voi afirma, că gusturile oamenilor față de al Dumnezeu sunt diferite, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu admiră ceea ce este frumos. Lumea aceasta, El a creat-o. Spunea tot Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 28, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Hai că acum e primăvară și urmează să apară. Ei nici nu tor, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Ba da! Dumnezeu a creat o lume frumoasă și mulțumim Domnului, spunea David când se uita la sine, Doamne, te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Dar cum se face că lumea în vremea noastră nu admiră naturalul? Că dacă ar admira ceea ce îi da de creație, nu s-ar tatua. Acum oamenii se mâzgălesc din ce în ce mai tare. Ce să spunem de felul în care se îmbracă, cât de haios, așa ni se pare nouă, nu? Dar ei de afară când văd un om îmbrăcat, spunem noi, normal, tuns, într-un fel pare clasic asta, nu? Îmbrăcat cu haine normale, așa cu cămașa încheiată, cu strâns cureaua la mijloc, pantalonii pe talie, când te uiți și returile desfăcute, pantalonii până la genunchi, zici că s-a luat unul, de acolo sunt împrumutați de la altul, și să mai spunem de cămăși, de... și toate celelalte, căciula, părul, fața, găuriți peste tot. Dar asta pare frumos. Eu nu știu cum a fost moda acum 2000 de ani. Dar după tiparul lor, Domnul n-arăta bine, nu era cool, cum se spune acum, nu? Spuneam, asta nu înseamnă că Domnul a fost handicapat. Dar nu era apreciat. Apoi, nu-i vorba numai de ceea ce se vede fizic. De felul în care se expunea, i-au zis la un moment dat frații lui, dă ieși tu în piață. Predice așa numai pe de ascuns. S-a dus în sinagogă atunci când s-a permis, în rest așa, la mare, în muntele lui Efraim, unde era locul? Vreau să observăm din Sfânta Carte, dragii mei, și vă citesc pentru aceasta din 1 Samuel, capitolul 16, cuvinte pe care cred că le cunoaștem. S-a dus Samuel să ungă un împărat în casa lui Isai și s-a uitat ca om, nu? Părea mea că avea în minte ce dorea poporul. Și poate o crezut bătrânul Samuel că se găsește o soluție să fie mulțumit și Dumnezeu și oamenii. Că așa ne se pare nouă, băi, de-ar fi și, nu? Ca și cum ar zice o fată când se căsătorește sau un băiat, auzi, să găsesc o fată să-i placă și la Dumnezeu, dar și mie, placă și la tata, dar și mie, și la mama. Numai că uneori nu potrivește. 16 cu versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, că și l-a înlepădat. Deci fizic arăta bine, semăna cu predecesorul său, cu Saul, înalt.
Și acum regula. Domnul nu se uită la ce se uită omul. De aceea sunt gusturi și admirații diferite. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Mărit să fie Domnul. Ce apreciem? Cum facem poza? Cu ochii aceștia de carne sau cu ochii sufletului și a inimii? Că de aici depinde totul în felul în care apreciem. Și în Antichitate, cum vă spuneam, că acum sunt chipuri hidoase apreciate, zice Scriptura în Cartea Osea că aveau idoli hidoși. N-aveau forme atrăgătoare. Erau un fel de handicapați, idolii aceia. Dar ajunseseră să le placă. Problema se pune în felul următor, ce valori apreciem, pentru că aceia admirăm. Dacă pentru noi totul rămâne la privirea ochilor și la opinia celor din jur, noi nu vom înțelege niciodată adevăratele valori. Vă citesc din Proverbe, capitolul 19. Spune Scriptura de la versetul 1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Dar la cine prețuiește mai mult săracul ăsta, serios, pocăit, decât unul bogat? La ăștia ce scriu ziare? Nu, îl trece pe sărac în top nici dacă, așa dacă trăiește mulți ani. Pe alte criterii. Versetul 22. Ceea ce face farmecul unui om. Dar trebuie să ai gust să prinzi farmecul ăsta. Este bunătatea lui. Și ascultați diferența de preț, de admirație. Și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Ce prețuim noi? Lumea admiră în felul ei. Admiră valorile de moment, frumusețea. Cât ține frumusețea? Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și apoi tot fac operații estetice și se laudă că la 50 de ani, ca la 30, că am tins pielea, că știu eu ce. Povestea un frate care a dus într-un spital și un medic mai bajocoritor îi spune, băi, Oșanule, că era din satul mare, tu știi, măi, cât o avansa știința, ama nu vă mai puteți lăuda cu Dumnezeu. Totul se schimbă în om, totul spiese de schimb. Și fratele zice, am auzit, eu nu știu cât dumneavoastră, dar cum se face că și cu piese schimbate tot moare? A zice, asta nici eu nu știu, băi. Asta e problema, că noi admirăm ce? Ce este azi și poimâine și săptămâna viitoare și alaltă? Ce mă admirăm? Poza, nu? Grozavă socoteală. Dar la Dumnezeu ce se admiră? Valorile interioare, spirituale, acelea contează. L-au disprețuit pe Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus acum este în slavă. I-au apreciat pe alții. Dar unde sunt aceia? Eu mânca vierme de mult, nici poze nu le-au mai rămas. S-au dus. Ce are valoare? Stai. Regula, ce apreciezi? Ce trece sau ce rămâne? Ce se vede sau ce nu se vede? Zice Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, vă citesc de la versetul 16. Chiar dacă omul nostru de afară se trece. Mi-am amintit că m-am dus odată la o adunare și mă așteaptă unul la ușă și spune, frate, eu sunt tot tânăr și frumos. Zic, auzi? Frumos, n-am fost niciodată tânăr, nu mai sunt, hai în adunare că-i târziu. Pentru că astea se duc. Dar omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Dar cine vede frumusețea aceea din zi în zi? Versetul 4, 18. Căci noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Poate vă uitați uneori în oglindă și ziceți, e mai ieșit un păr alb. Mai mare problemă, nu? Mă le spun eu la unii, zic,
culmea, zic, vrei să mergi acolo unde e totul alb, tronul, hainele, toți din cer și tu nu suferi albul. Obișnuiește-te cu culori plăcute lui Dumnezeu. Nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Da, spune tu la oamenii care nu mă văd să se uite la cele ce nu se văd. Dar uitați-vă ziua când vedem, se văd stelele? Nu se văd. Interesant, noaptea când nu vedem nici la 2 metri, se văd stelele la distanțe cosmice. Cum vine asta? Sunt ciudați ochii noștri. Dar există alți ochi care văd alte valori. Și astfel poate să fie un frate sau o soră care zici, ce valoare are asta? Mi-amintesc când a fost fratele Simeonu la noi în comună, prima dată, țin minte că avea peste 60 de ani, așa cum dădea dumnealui din cap, umbla așa mai sărăcăcios, cum era și mai micul și mai adunat puțin de spate, au zis oamenii, ori ăsta au venit la cerșit, la mormântare? Și când l-au auzit cum vorbește, au început să plângă, măi, dacă te știu omul ăsta. Da, asta e numai că l-au auzit cum vorbește, dar dacă știm că și-a păstrat credința până la sfârșit, când îl vor vedea în slavă, voi nici regele Mihai și nici Elisabeta a doua, citeam că o dus odată în America, în vizită și-o dus o garderobă de 2 tone după ea, sărmană. Valori pe din afară, gol pe dinăuntru. Ce admirăm, frași și surori, tineri dragi? Voi ce vă place? Vedeți un actor poate sau un sportiv și poate ispita. Vreau să fiu ca el, că atunci mă vor aprecia ceilalți. Ei nu se pricep la valori. Știți cum gândește lumea? Marfă de plastic ambalată în cutie de aur. De la Dumnezeu e marfa de aur în cutie de pământ. Și comoara o purtăm în vase de lut, dar care nu știe să desfacă cutiile, să uită la cutie și spune, aur mă, poleală, nimic mai mult, se trece. Omul de afară se trece. Avere? Nici asta nu ține așa mult. Ce bogat a rămas dintotdeauna bogat? Fost oameni bogați, urmașilor au ajuns săraci. Acum, de frica arabilor, ci că fug bogații din Europa, să mută prin Australia, sărmani. Cine știe? Pe acolo cine mai vânează? Asta vede lumea, apreciază valori care în fond nu sunt valori. Și vă citesc pentru asta în Apocalipsa 18 ca să vedeți că așa va fi până la sfârșit. Valori, non-valori. Apocalipsa 18, citesc de la versetul 11. Astea se vor prăbuși într-o clipă. O să pice toate bursele, toate podurile să se răstoarne. Negustorii pământului o plâng, e vorba de ultimul Babilon, o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, că pica valoare. Marfă de aur, observați cu ce în ce valorile, nu? Argint, pietre scumpe. Dar culmea ajunge la finalul versetului 13 la căruțe și că se întoarce înapoi mai jos și ultima pe listă, sufletele oamenilor. Că așa e acum pe pământ. Aurul e primul și sufletul e la urmă. Nu apreciază oamenii caracter, bunătate, lucruri sfinte. Numai dacă are ceva, dacă arată cumva. Am întrebat pe unul care s-a nenorocit cu o fată și am zis, măi, cum ai reușit performanța asta? Și frate, a fost frumos. Și tu de la capătul ăsta ai început să măsori. Nu vezi că te-ai curcat cu socotelele. Zic, dar acum s-a dus după tine, că acum a plecat de la tine. Și au văzut că am bani. Vedeți ce au admirat. Și în urmă, ce au găsit în urma acelor admirații? Un divorț. O nereușită. Nu mai vreau să fiu aplicativ, în scurt. Tinerilor, când vă căsătoriți, ce apreciați? Ce căutați, de fapt? În Genesa 2 cu 18 scrie că Dumnezeu a făcut lui Adam o femeie să îi se potrivească. Dar începând cu Genesa 6, este scris că oamenii și-au schimbat opțiunea, nu mai caută nevastă care să îi se potrivească, care să-i fie ajutor. Caută altceva. La Genesa capitolul 6,
Vă citesc de la versetul 2. Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Dacă n-apreciem în valor și e vreun tânăr ca Domnul Iisus, nicio fată nu merge după el. Că nu-i frumos. O fată care are valori sfinte, chiar scriau două fete și ziceau, frate, nu știu dacă în vremea noastră cineva mă apreciază valori de interior, nu le-am văzut pe semne, socoteau ele că nu arată prea bine fizic. Și băieții caută așa ce se vede, ce-i vandabil. Dar asta pe piață vine, azi prețul sus, mâine jos, oricum poimene nu mai are nicio valoare. Ce căutați, tineri dragi, atunci când vă căsătoriți? Ascultați-mă ce ar trebui să căutați, un sfat de la Petru, unul care a fost însurat, 1 Petru, capitolul 3, vă citesc de la versetul 3. Podoaba voastră, adică ceea ce dă valoare, să nu fie podoaba de afară. Spuneam, și nu mai vreau să repet, că asta nu înseamnă că Dumnezeu nu apreciază frumusețea. Dar frumusețea dintr-o mie de puncte, mai mult de 5 puncte nu face. Altele trebuie să se adune. E frumoasă, 5 puncte, maxim. Nu e chiar așa frumoasă, 4. La preț nu dă mare diferență. Dar ascultați altceva. Împletitura părului știe cum să se împletească. Hai, încă un punct. Purtarea de scule, asta e cu minus, cade. Îmbrăcarea hainelor, să spunem că știe să se îmbrace decent, cu rușine, cu sfială. Depinde, câștigă puncte sau pierde puncte. Omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare, auzi puncte care rămân pentru aici și pentru nunta de sus, care le apreciază fetelor, le apreciază și băieții pocăiți și Domnul. Să vă păzească Dumnezeu să câștigați puncte numai ce apreciază băieții firești. Cum trece spre 30 de ani, cum se uită la altele? Un duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Auzi să-ți duci acasă o nevastă o care să te poți înțelege. Un băiat cu care să nu te poți certa, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, că i-a zis la Leana lui, cum o numea el, când s-au curnat, zice, auzi Leana, să știi, cu mine nu te cerți. Dar i-a zis, băi, nici eu nu vreau să mă cert. Dar nici dacă vrei cu mine, nu poți. Și a povestit un frate, amintiți-vă, că a spus-o aici, că avea zeci de ani de căsătorie și a zis, întrebați-o, dacă ne-am certat, dragii mei, valori pe care le-a avut Domnul și Dumnezeu vrea să le avem și noi, valori pe care lumea nu ni le apreciază, ei nu știu să numere bani, dar valori care vor conta aici și pentru eternitate, amin? Hai, mă amintesc un domeniu, avem de ales un slujitor, să zic, ce apreciem? Ca evrei la Saul? Sau ne uităm la alte valori care pot să conteze? De exemplu, cine s-ar fi gândit să fie ales Saul, cel ce a devenit Paul, Pavel ca și apostol? După școală, Michael ar fi ales, dar școala nu l-ar fi ajutat. O trebuie să-i se descopere Domnul. După cum arăta fizic, nu l-ar fi vrut nimeni de păstor. Am citit undeva într-o revistă o caracterizare foarte sinceră a lui Pavel. Nu arăt prea bine, am fost fugărit, am avut și niște accidente. Îmi ofer serviciile de păstor. Cum se caută acum păstor, bă, nu, nimeni nu-l voia. Și la urmă, așa scris să nu fie bine vizibil, zice Apostolul Pavel. A, dar vrem! Ăsta a fost Pavel. Să ne ajute Domnul să știm ce valorează. Vă amintesc încă două versete, unul din Proverbe, și să știți că nu se poate și cu una și cu alta. Proverbe 29:27, omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Și poate unii suntem întrebați de ce n-apreciem pe cineva. Avem respect față de toți oamenii, dar apreciere ca valoare nu putem să avem față de cei păcătoși. Nici dacă se pricep la vreo slujbă, nu au nicio valoare. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.
Împăcați-vă cu ideea, dragii mei, în mod deosebit spun asta la tineri, la fete, să audă de voi, auzi, e virgină, nu s-a sărutat până în ziua anunții, e curată, umblă îmbrăcată, modest. Spune că ești țărancă, că ești bucătăreasă. Dar numai mai târziu s-ar bucura să te aibă în bucătărie. Dar până una altă nu dă doi bani. Un tânăr liniștit, așa ca Iacob, stă în cort, și băi, tu ce trofee de vânătoare ai? Păi numai frate meu merge la vânătoare, eu n-am fost, ei, slab. Dar mai târziu să-i cauți în listă sau pe scaunul acela când va veni Domnul? E sau n-are loc nici în picioare? Și Iacov va sta frumos pe tron. Să ascultați cuvintele Domnului Iisus și cu asta am încheiat Evanghelia după Ioan, capitolul 12. E o regulă să nu te uiți la ce se vede, ci să te uiți în perspectivă. Ioan 12, de la versetul 24, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Ce poți să faci cu un bob de grâu care nu moare, care nu-l semeni? Un bob de grâu, nu știu, poți lăuda, uite aici, un bob de grâu. Dar ce mai mult decât un bob de grâu? Tot, mare avere, un bob de grâu. Ăsta e omul. Dar dacă moare, unde ți-i bobul de grâu? Am îngropat. Măi, și plouă pe el acolo. Da, o să vină și zăpada, nu numai ploaia, și înghețul. Și unde ți-i bobul de grâu? Celălalt a rămas cu bobul de grâu și de sărbătorile de iarnă să laudă, nu? Bobul de grâu aici în vitrină, să-l arate la toți colindătorii, nu? Unde-i bobul tău de grâu? Vorbim la primăvară. La primăvară nu vede că iese ceva verde. Uite aici! Și dă câteva boabe. Și cineva va spune, a, mare lucru, nu ai un bob de grâu, ai 60. Nu, stai că nu-i gata. La toamnă, iar le bag pe toate în pământ. Vorbim la primăvară, deja sute, stai că nu-i gata. Iar le bagă și care este mai bun la matematică, faceți calcul într-un bob de grâu, cât grâu poate să facă într-o mie de ani. Avei mai mult decât o adunat Iosif în Egipt, așa-i? Așa-i cu Dumnezeu. Tot în grob la valori, tot în grob și tot nu se văd. Și când răsare și iar răsare, va răsări o veșnicie de slavă. Ceilalți au un bob de grâu, nici nu știu câtă vreme ar rezista un bob de grâu să nu putrezească. Poate în cele mai optime condiții, cam cât trăiește un om, nu știu, asta e o apreciere arbitrară. Dar să trăiască și cât o trăi Metusala, un bob de grâu e un bob de grâu. Și în final, și dacă îl păstrezi de intemperii, de care, de știu ce alte boli mai poate să aibă un bob de grâu, în final moare și ăsta e om. Și s-a dus și Napoleon și toți ceilalți. Dar cei ce nu se ghidează după valorile de aici, după ceea ce se vede, după ceea ce apreciază piața, cei ce gândesc ca Dumnezeu vor avea alte gusturi, admiră alte valori și mai presus de toate vrem să-L admirăm pe Domnul Iisus Hristos. El e cel mai frumos care și-a dat viața pentru noi, a fost cel mai disprețuit, dar are cea mai mare slavă. Nu vrem slavă ca a Lui, dar vrem să fim împreună cu El pentru vecii vecilor. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea harul acesta. Amin.